În urma incidentului din comuna Aninoasa, compania de apă Târgoviște anunță o serie de măsuri cu caracter urgent. Astfel vor fi verificate și curățate rețelele, dar și fiecare branșament în parte. Va fi distribuită apă potabilă cu sprijinul Inspectoratului de Jandarm Dâmbovița și vor fi trimise cisterne cu apă potabilă pentru a fi utilizate la consumul casnic. Echipe de la compania de apă Târgoviște vor efectua aceste lucrări, vor asigura purjarea instalațiilor și verificarea calității apei. Compania de apă anunță că este interzisă utilizarea apei din rețea, precizând că va anunța imediat ce se va finaliza curățarea rețelei de apă pentru a fi reutilizată în scopul inițial. Toate costurile vor fi suportate de compania de apă Târgoviște Dâmbovița.